Deputatul platformei, da, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, spune că fracțiunea pe care o reprezintă va vota cel mai probabil declarație propusă de pas privind necesitatea dizolvării Parlamentului și declanșării alegerilor anticipate. Totuși, potrivit lui, efectele juridice ale unei astfel de declarații sunt nule. Cel mai probabil vom accepta această idee. Nu vedem nicio problemă să votăm această declarație, mai ales când noi am expus o idee similară după consultările cu președintele Maia Sandu din 7 decembrie. Atunci am spus că aceasta este cea mai scurtă cale, dacă doamna Sandu nu insiste pe un guvern anticriză, a declarat Alexandru Slusari. Alexandru Slusera a menționat că Parlamentul de la Chișinău a adoptat de-a lungul timpului numeroase declarații, însă acestea nu atrag după sine nicio consecință juridică, iar deputații pot lejer să nu respecte prevederile declarațiilor adoptate anterior, așa cum s-a întâmplat în cazul declarației privind condamnarea traseismului politic. Hârtie de turnesol care va demonstra dorința sau nedorința deputaților de a declanșa alegeri parlamentare anticipate va fi votul sau lipsa acestui an Parlament pentru guvernul propus de președintele Sandu, a mai menționat slusări. Partidul Acțiunii și Solidaritate propune ca la prima ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară-vară să fie votată declarație cu privire la necesitatea dizolvării Parlamentului. Potrivit acestei declarații, deputații urmează să se angajeze să nu participe la ședința în timpul căreia va fi examinată chestiunea cu privire la aprobarea programului de guvernare al executivului și acordarea votului de încredere guvernului.